Mamă, ce bine am intrat, Dalido. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, băi, tot respectul și toată considerația mea. De grese cum faci tu, nu există, bă, pe lumea asta. Bravo ție, să știi asta de la mine, da? Mulțumesc, domn primar. Băi, poate să zic că ea că a inventat roata, cum am văzut eu pe la televizor, că se practică mai nou, că degeaba, mă. Bă, n-are nicio legătură, mă, cu ce faci tu. Nota 10 încă o dată. Adică, cum se practică la televizor? Păi n-ai văzut, mă, fandusiția care, vezi, doamne, nu le mai ajunge mâncarea normală? Căci că acum o reinventează ei, știi? Adică nu mai e pulpă de miel cu legume. Acum e spumă de miel cu atingere de șparanghel. Fii atent ce nebunie. Nu mai e amandină și savarină. Acum e desert reinterpretat în manieră modernă. Păi tu știi să mă, ce m-a călcat pe îndrept chestia asta? Dacă mi-am încărcat memoria cu termeneștea? Da, măcar să-mi pune drăciile astea. Dar cine dracu știe, mă? După ce că spune în farfurie trei buburuze, de nu le vezi nici măcar cu lupa, mai costă și o grămadă bani. Deci ce zic eu, Dalido, tot clasic e fantastic. Băi, chiar de pe mine! Bă, ți s-a pus ură de tot pe mine, băi, eu zic să te mai gândești! Ce să mai mă gândesc, Pandele, că m-am gândit și numai la ce să mai mă gândesc, că zarurile a fost aruncate și știi ce dată zarurile, unu-unu, sau ochi de șarpe, ca ochiul ăla care sticlește ochiul tău. Ia mă, alo! Bună ziua, băieți! Cu ce vă pot fi de folos? Bună ziua, Vasile, să rămână. Deci vreau să depun plângere de judecată împotriva lui Pandele, care a vrut să mă otrăvească. Ce otrăvire? Dă-te așa, Dalido, dă-te un pic. Bă, ce otrăvire, bă, revinu-ți, bă, gândește-te un pic. Ce să mai mă gândesc, bă? Bă, băi, ți-aș o întrebare. Adică nu vreau să vă dau impresia că nu mă interesează ce spuneți, dar de ce nu vorbiți cu Robi, mă? Să-i spuneți ce aveți de împărțit. Păi, eu am mult mai mare încredere în tine decât în Robi, Vasile. Știi ce făcea domnul șef acum 3 zile când eram la OAE? Citea ingredientele de pe o cutie de biscuiți. Când a ajuns la agentul de îngroșare, a început să întoarcă bine și cutia pe toate fețele ca să găsească poza cu polițistul. Ce polițist, mă? Păi așa credea Robi, că agentul de îngroșare e polițist. Vezi că și tu ești prost? Da. Deci de-aia am venit. Mai bine vorbesc cu tine. Pe scurt, Pandele a vrut să mă omoare ca pe șobolani și am venit să-mi faci dreptate. Dar de tu mai ții minte, mă, când m-ai întrebat pe mine dacă mă plictisește meseria de primar? Păi cum să mă plictisească, mă? Când cetățenii din satul ăsta minunat, uite, au grijă să-mi ține memoria ocupată. Bă, vă foarte mulțumesc. Deci, gazoane, ca să revin la subiect. Dacă am înțeles eu bine, deci Pandele a vrut să te otrăvească. Exact. Până aici e bine? Da. Bun. Cu ce, bă, băiatule? Păi... Stai un pic. Să nu-mi spui că ai mușcat din măr înainte de albă ca zăbat. Băi, Vasile, dacă ne bate în joc de alegători... Alo, alo, alo. Băi, Vasile. Băi, gazoane, se poate, mă? Pentru când ai intrat aici, ce scria? Casa lui băi Vasile? Nu cred. Ce scria Pandele? Nu scria cumva primăria din Fierbinți? Eu așa cred. Deci te rog eu frumos să ai. Puțin respect. Bine, bagă. Bine, băi, domn primar. Eu te respect de toți banii. Dar hai să ne întoarcem la oile noastre, că nu respectul e problema aici. Dar care e problema, mă, nebunule? Nu ești sănătos la cap? Aia e că ți-ar fi plăcut ție să mă ia și de cap o travă aia, să bolunzez la pat și să mă usuc pe picioare, să mă ia doamna cu coasa să mă duc. Gazoane, gazoane, te-ai dus prea tare de data asta, bă, te uiți la prea multe telenovele, mă. Bă, bă, ce facem aici, mă, ne bate în joc? Hai, vă rog eu frumos, cu subiect și predicat. Deci care e treaba, că n-am înțeles? O zic eu pe toată, nu-ți face probleme, deci. Vreau înainte să se consemneze. S-a consemnat. La declarația asta pe care o dau, că mi s-a rupe sufletul de trădarea asta pe care am făptuit-o, Pandele. Ce? Fostul cel mai bun prieten al meu. Ce trădare, bă, bă, uite la biblioteca, ai stai embarasat, dar tu te auzi ce zici pe gură? M-aud, Pandele, m-aud, m-aud datorită lui Bunuțu, care nu m-a lăsat să predau ștafeta când vroiai tu să o predau. Aruncu-nește apă rece pe ei? Nu, mă, dar de ce să ne grăbim, mă, Dalido, se poate? Nu ne grăbim deloc, te rog eu frumos. Pe bine, mă, adică bucătarul la francez Jean-Jacques a avut răbdare să facă o prăjitură în 8 ore și n-a răbdare să-i ascult pe măscărici ăștia, stai, adică. Deci, gazoane, te rog eu frumos, atenție mare, vezi că cocorii au plecat și au ajuns de 8 ori până acum. Deci spuneți care e treaba, că dacă nu, tată, duceți-vă pe la Bobiță, pe la Oaie, pe unde vreți voi, dar plecați de aici. O spun eu toată de la capăt, da? Deci totul s-a întâmplat, nu notezi să rămână scris negru cu alb pe hârtie? Am totul aici, am memorie de elefant, bagă. Deci totul a început acum 3 zile. Ce zi azi? Joi. Acum 4 zile. Joi sau 4 zile? Câteva zile, că asta e, că nu mai țin minte, că m-am dopat la spital cu perfuzii, cu medicamente de capă pelican. Ce importă e că acum câteva zile am servit niște beri cu Pandele. Și două coniaci. Și două coniaci, că țin minte pe alea l-am dat eu. Bă, ce bine intra coniacile alea după bere, ziceai că ea era în urece după cea urmă. Olu, olu, taci, taci, nu mai zic, că plouă în gură, mă, se face o foame, taci, deci nu mai zic. Mergem să mâncăm? Hai, hai! Băi, ia stai așa! Ia stai așa, că eu sunt supărat cu tine!
Tu ai văzut? Ai văzut cum a încercat să mă atargă ca un șarpe? Ce șarpe? Deci o iau de la cap. Totul ia taci, bă. Bă, băieți, ne bate în joc? Ne apuc anul 2030, eu n-aș dori cu voi. Deci hai, lăsați bele coneacele, spune și aveți de spus. Zi, bă, odată care-i treaba cu otrăvirea aia, că mai nebunit. Pandele mi-a dat să mănânc sarmale nefierte. Și am ajuns la spital cu toxi infecție alimentară. Asta s-a întâmplat. Bun, hai să o luăm așa încet, încet, că simt că ajungem la miezul problemei. Deci, Pandele ți-a dat să mânci sarmale nefierte și așa ai ajuns la spital. Exact. Și uite ce față ta, șarpe vinovată. Bun. Tu de cine ai mâncat sarmale? Nefierte, domn primar, că e foarte important aspectul ăsta. Nefierte? Am mâncat, domn primar, normal că am mâncat, dar nu mă crede prostul ăsta. Ce faci tu prost? Păi tine, bă, dacă ție zic. Deci, domn primar, nu e corect să auziți doar o parte de poveste, da? Ideea e că noi, zdrențe fiind vai de steaua noastră, am plecat de la oaie și am ajuns la mine acasă. Unde nevastă mi-a făcut o oală cu sarmale și o lăsase pe masă. Lăsase pe masă, mă face râs. Bă, dar lasă-mă, bă, să zic și eu, da? Nu numai tu. Deci, bezi morți fiind, nu ne-am mai uitat dacă e fierte sau nefierte, că știți cum e când te taie foame de la alcool. Mănânci și țigla de pe casă. Așa că am dat. Ia mă oala cu sarmale și am mâncat-o pe toată, da? Iertați-mă că deranjez și întrerup povestea, dar puteau să fie și fierte, și coapte, și cum vreți voi, dacă mănânci o oală de sarmale. Cumva știi sigur că o să ți se facă rău. Aici așa e, Dalido, bravo, ai 1-0. Da, normal, da, Dalido, așa e, normal că așa e, dar hai să nu omitem faptul că și eu și Gazon eram bubuiți rău de tot, bă, vedeam la un metru în fața noastră. După care peste 3 zile m-am trezit cu prostul la poartă, că vrea să mă dea în judecată, că de ce a vrut să-l omor. Și normal că eu nu halez chestia asta cu un stomac mai tare ca tine. Știi ce făceam eu când eram tânăr? Mâncam pietricele de alea de văprund și n-aveam nimic. Păi uite că nu mai ești tânăr, băi. Bun. Deci datele sunt următoarele. Reclamantul Gazon, cu părâtul Pandele, a ajuns acasă la domiciliul lui Pandele într-o stare avansată de ebrietate, unde au consumat sarmale stricate, fapt care a dus la îmbolnăvirea subită a reclamantului Gazon. Nu. Cum nu? Păi nu. Păi n-a fost așa, ești nebun la cap. Sarmalele era nefierte, băi, ești nebun, vrei să mă omoare nevastă-mea că i-am jignit mâncarea. Deci, Vasile, sarmalele era necherman, dar nu era stricate, era nefierte. Hai noroc, băiți. Am ajuns și eu cât am putut de repede. Domn primar, dar de ce m-ați chemat? Robi, scumpule, pe unde am luat până acum? Că uite, te caută domnul ăștia de-ai ca o treabă de rezolvat și tu ce faci, bă, băiatule? Tai frunze la câini pe banii statului? Dar se poate așa ceva? Domn primar, aș prefera să nu răspund de față cu civilii ăștia doi. E o chestie personală. Aha. Adică? Ce? Deci l-am ajutat pe Brânzoș să-și recupereze păsările de pe Maidan, că nu mai vii păsări, deci fugise de toate sub gardă. Asta o băgat, da. Bun, și de când e asta o chestiune personală? Păi mi-a dat un cofrag de ouă pentru deranj, adică mi l-a dat așa personal. Domn primar, poți să zic povestea mai departe, ca să ajungem la miezul problemei, nu? Că de-aia am venit. O secundă, Gazoane, deci Robi, uite care e treaba, Brânzoi. Putea să rezolve singur treburile, știi? Că ce-a pățit el nu e infracțiune, e prostia lui. Mm. Tu ești polițist ca să rezolvi, uite, cazuri mai serioase. Deci nu trebuia să-l ajut pe Brânzoi? Ba da, dar nu în timpul serviciului, știi? Păi da, dar în momentul ăla n-aveam nimic de făcut, adică stăteam... Da, nu, e clar, deci mâine, Robi, uite, o să ne luăm liber toată ziua, mă, ca să-ți explic încă o dată ce înseamnă fișa postului. Ia uzi, Dalito, mâine am liber! Mă, nu te potolești? Deci, trebuie fost, fii atent aici la ce problemă e, că și așa am pierd răbdarea. Mm-hmm. Da, gata. Deci stai acolo cu minte, taci din gură și urechile căscate. Stau aici, domn primar, cu minte stau. Deci nici nu zic nimic, nici nu o să mă vedeți. Adică mă vedeți că sunt aici, dar nu zic nimic. Pe o de asta te-aș și chema, mă, că am nevoie de un bibelou în formă de polițist, că în caz de se aprind cocoșii ăștia doi să nu se bată, știi? Nu se bate nimeni, domn primar, că sunt slăbit rău de tot, că m-a dus rău la pateu, ce bătaie? Bun, Gazon, hai deci să recapitulăm, da? Deci, domnul Gazon cu domnul Pandele au mâncat sarmale bune, dar nefierte. În urma consumului, ce s-a întâmplat? Gazon a ajuns la spital cu toxie infecție alimentară, în timp ce Pandele stătea acasă liniștit.
Asta e minciuna gogonată pe care nu o cred nici într-o mie de ani, adevărul adevărat. E că m-a tras ca un șarpe în vizuina lui plină de sarmale nefierte și m-a otrăvit cu ea. Bă, nebunule, care ești nebun, dar ce să am eu cu tine? N-am mâncat, bă, amândoi din aceeași oală, îi spali lula la cap. Dar unde știu eu, mă, că am mâncat același lucru? Dar unde nu știu eu că tu ai mâncat niște sărmăluțe de alea proaspete, răscoapte în cuptor și mi-ai dat de alea crude de scârția între dinți? Ce scârție? Ți-aduci tu aminte că scârția printre dinți? Nu, dar mi-imaginez. Domn primar, să se consemne acolo. Așa. Vreau să vă probele. Adică sărmăluțele. Știți, așa e în poliție. Fără probe n-ai caz. Deci, Fomină, sună-l pe Harap Alba acum și spune că mai treabă și că întrezi puțin. Ce faci, mă? Numărul Harap Alba. Ia. Nu te potolești? Deci, băieți, eu zic așa, că tot ce a fost de auzit s-a auzit, informațiile au fost cât se poate de clare și de abundente, ca să zic așa. Deci, împreună cu doamna Dalida aici de față și cu domnul polițist Doroftei, în urma informațiilor obținute din ambele părți, vom trage-o cât de curând o concluzie și vă vom anunța. Până atunci, vă rog eu frumos, ai debarasat zona, că și așa simt că ne-am împrietenit prea tare. La revedere! Păi, stai mă jos! Ce faci, Vasile? Ce faci? Ne dai cu praf de mers? Dar ce vrei să fac, bă, gazoane? Ce vrei să fac? Să le iei cu lanțuri, mă? Să-l trag pe roată? Să dau cu biciul în el? Bă, băiatule, am și nevoie de liniște, mă, să mă gândesc un pic la toate informațiile care mi le-ați dat. Da? Bine, atunci, în cazul ăsta, domn șef, vreau să depun o plângere de tentativă de furt. Ești atent, da? Da, sunt ochi, urechi. Bun. Deci, în afară de tentativă de omor cu sarmale nefierte, Pandele a vrut să-mi fure ceasul. Ce ceas, mă? Ce ceas, mă? Băi, gazone, ia că acum mă supăr eu, mă. Cine, bă, de ce? Păi ce, mă, șezătoare? Am venit să depărăm amintiri? Ne-am strâns toți în jurul mesei ca să jucăm puzzle-uri? Vasile, ce s-a întâmplat? Ai gustat și tu de sărmăluțele lui Pandele? Ce te-a prins așa? Eu am venit aici cu o problemă, nu invers. Păi uite că acum a devenit și problema, mă, că mă enervezi și vă dau afară pe amândoi. Păi ce faci, mă, viața cu povestea fracturată? Aoleu, vaoleu, copii, copății, stai că mi s-a mai întâmplat ceva? Dacă așa a fost, ce vrei să fac să nu zic Pandele? A vrut să-mi fure ceasul. Asta a fost planul lui de la bun început. Ce ceas, mă, dă să-l văd, că nu știu cum arată. E electronic, e mecanic clasic, e mai pe sport așa. Adică descrie-mi el în cuvinte ca să știu cum constituie obiectul furtului. Băi, Robi, uneori mă sperie, mă. Ai dreptul, te-ai observat că ăsta de când în când are așa niște puseuri de inteligență? Nu cumva e ciudat că vorbește gura fără el? Tot e bine că ne-a onorat cu prezența. Deci, gazoane, te rog eu frumos, le-au zis pe Robi? Te rog eu frumos, spune-ne cum arată ceasul ăla, mă. De ce mă tăvăresc acum, bă? Mănânc tot biroul ăsta, dacă nu spui cum arată. Cum să arate? Era cel mai frumos ceas din câte se există. Dar l-am primit cadou de la vărul meu, da? E avea luminițe frumos care face lumină noaptea, brățară de aia de caleidoscop și tânești nimic. Bă, dă să-l văd că nu știu cum arată, să mor eu dacă te mii să mă trăznească bărbosul, dacă eu am habar de cum arată ceasul ăsta de care zici. Ești atent, doi șef, da? Eu m-am născut atent. Ți-a plăcut asta? Am văzut într-un film. Bravo, Robi, ce băia deștept! Deci, vă rog, hai să ne lămurim, da? Deci, Pandele a vrut să mă atragă într-o capcană malefică. M-am bătat de n-aș știu ce-i cu mine. După aceea mi-a dat să mănânc sarmale nefierte. Toate astea ca să fure ceasul, da? Dar nu i-a mers cu mine. Nu i-a mers cu mine că eu am fost pe fază. Ce fază, mă, nebunule, că am leșinat amândoi. Eram pe acolo, pe jos, pe bucătărie, de ne-a trezit nevastă-mea urlând la noi. Tare pe fază mai erai. Băi, gata, mă, gata, mă, că nu mai pot. Deci dacă mai scoateți o vorbă, mi se sinucid urechile. Vă rog eu frumos, gata. Robi, hai. Condui pe domnul afară. Vezi dacă mai e cineva pe hol sau în față primărie, le spui că s-a încheiat programul, că nu mai pot, m-au căpiat ăștia. Concluzia. Care e concluzia? Face pușcărie, Pandele? Da, mă, face, cum să nu fac? Face și pușcărie, face și facultate, face și școală și grădință, face de toate, mă. Hai, afară că nu mai pot. Așa, deci, mă lasă să găsesc singur dreptate, da? Bine. Bine, Vasile. Auzi, Daido? Știi că m-au oprit să mai ascult pe măscărici ăștia doi? Când a pomenit un dintre ei, deși ori mai cu iaurt. Bă, mi s-a făcut o poftă. Acum că ziceți, parcă și mie mi s-a făcut. Este? Ia zi, te fac o șoarmă cu de toate? După aia stingem frumos așa cu un iaurt? Da. Hai să mergem. Domn primar, gata, am rezolvat-o și cu ăștia doi. Greu a fost. Auzi, mă, te sper dacă schimb meniu? Știi ce mă gândeam? Să mergem acasă la Robi, să ne fac o omletă de aia cu brânză și cârnăciori, că e păcat, mă, de cofragul ăla cu o, ce zici? Ce, dă-i mă ochii aia peste cap. Hai stânga împrejur. Hai la omletă. Poate găsim și un iaurt pe undeva. Oleo, taci din gură, că îmi plouă în gură.
fi egoist. Domnul Gazone, ce mai speriat. La servici. Ăsta... admiram natura. Natura mortă sau natura vie? Adică cum? Păi adică dacă îți clăteai ochii cu găină, o rață, o bibirică, ceva cu pene pe genul natura vie sau mai degrabă o bicicletă, ceva care nu zice nimic, când o iei pe sus, natura moartă, care de mire? Nu e, mă, niciuna. Fii atent, uite-te la atent aici. Uite ce frumos cade lumina pe grămada asta de pietriș de aici și cum întregește compoziția țiglele alea roșii care e acolo aruncate. Ardilez, eu mai am un pic și explodez de nervi. Dacă nu vrei să fac bune făcută, să dau cu tine de gardul ăsta, zi unde mi-ai pus ceasul. Care e ceas, Gazoane? Ceasul meu, racul luminițe, care arată noaptea cât e ora, știi? Că la mine acasă născunzătoare nu mai e. Și așa cum veneam eu pe drum, m-am gândit, bă, dacă a avut aia dreptate la primărie acolo și pandele e nevinovat, e curat ca lacrima, atunci mai e o singură variantă. Care? Tu. Gazoane, pe onoarea mea, dacă ți-am luat eu ceasul. Dar am o soluție, am soluție. Yeah. Am acasă două, trei modele, dacă vrei, îți vând unul. Păi termină cu vrăjeala și zi unde e ceasul. Bă, ție ți-a turnat nevasta, m-a ajuns în urechi, n-auzi că nu l-am luat eu? Da? Atunci ia să mergi tu binișor cu mine la Pandele acum, ca să rezolvăm o dată pentru totdeauna toată chestia asta. Că ce vă bătesc, mă, joc de mine, mă? Ce sunt eu aici? Sunt sacul busul de box, alinia planetele să vă bate joc, ha? Zii, ce să zic, mă, ești nemul? A, știu, ai mâncat de pe jos. Ți-am mâncat niște sarmale nefierte, dar asta e altă discuție. Hai, hai frumos să-mi pași uai către Pandele și să nu care cumva să încerci să fugi sau să te pofilezi, că te prinde vate, te iau pe umăr, că așa ai 30 de chile cu turneam. Hai, da! Nu, stai că merg, stai liniștit. Hai. Merg ușor. Ioi, gata, vin niciun vioi, merg așa ușor. Nu ți-am luat eu ceasul. Da? Da. Dacă ți-l luam, nu spuneam. Hai că ne lămurim acum, te-am prins, nu mai pot să mai scos cămașa. Mamă, ce m-ai prins? Dar cum te-ai gândit să vii la mine în curte, o să mă prinzi, a? Dar trebuie să te bagi la Academia de Poliție, că ești perspicace rău de tot. Lasă gargara, că nu pentru asta am venit aici. Gura, gata! Ce-ai făcut, mă, mi-ai zis gura la mine în curte, unde eu sunt stăpânul la toate? Ia vezi că poate iau coada aia de topor și o toc de cap. A să menționa că eu aici am venit cu forța și sub amenințarea la bătaie. Gura, că sunt fragil. Uite cum o să facem. Ardiles să jură și el că nu mi-a văzut ceasul, că nu știe cum arată, așa că eu o să mă duc aici mai acana cu spatele la copac așa și când mă întorc, după ce v-a spus poveștile cap la cap, îmi răspundeți la întrebarea, bă, cine mi-a furat ceasul? Dar nu te mai întoarce, Gazoane, că zic eu direct, mă, eu ți l-am luat și l-ai târâși pe prostul ăsta degeaba după tine. Cumva pe bună dreptate că la Ardiles te aștept să furești cutia mile. Ai înțeles? Stai, bă, voi. Aia a fost o întâmplare și am crezut că e o noptiere mai mică. Pandelică, tu mi-ai luat ceasul, mă? Da, mă. Păi, șarpe, eu am crezut că suntem cei mai buni prieteni, mă. Ce vrei, mă, oamenii se mai schimbă? Eu ți l-am luat. Aia, eu ți l-am luat și l-am dat mai departe, bă, dar nu oricum, Gazoane. L-am băgat la dezmembrări. Deci nici cu Interpolul nu-i mai dai de urmă, bă. Cu relușa e acum în Grecia, ai înțeles? Limbile și motorașul, cred că sunt în Ungaria și carcasa e cu totul Bulgaria, ai înțeles? Ucis cesulețul, mă! Da, mă, da! L-am luat că-mi plăcea maxim de el, mă. Deci cu luminițele alea, Gazoane, pai de mine! N-am văzut în viața mea luminițe de alea, mă. Nici de Crăciun în capitală, pe bulevard, de când le dă drumul. Gazoane, bă, îți mai zic o dată, trezește-te la realitate și înțelege că eu nu ți-am luat ceasul. Mai scormonești un pic la Ardiles, că poate și aduce aminte, înțelegi? Băi, Pandele, ce faci tu aici? A? Că să teamă că te joci cu creierii mei și mie, nu-mi place. N-ai zis tu, Adi Neaurea, că tu l-ai luat? Ba da, dar mai și glumește omul, mă. Bă, tu știi ce față de prost ai când tot îi dai înainte cu ceasul ăla? Fii atent cum facem. Mergem acum în târg la Slobozia. Eu îți iau un ceas care ți-l alegi tu, dar noi de ne-am terminat-o, bă, noi nu mai vorbim în viața noastră. Eu nu vreau alt ceas, Pandelică. Eu vreau ceasul meu cu luminițe. Bă, dar oprește-te, mă, cu luminițele alea. Ce ai, ești căpiat la cap? O să visezi luminițe la noapte. Bă, ce ai, mă, ești molie? Te-ai fixat pe luminițe? Nu vă supărați, eu m-aș duce acasă, că m-am băgat ca în subțire și mi-e cam frig. Stai pe loc, că te joc în picioare ca la nuntă. Ce faceți, mă? Vă strâns iar fără mine? Băi, Pandele, dă-mă și tu un telefon din când în când vă strângeți așa ca băieți. Nu ți se usucă mâna. Ziceți-o. V-ați înghițit limbile, a? Am nimerit prost? Pandele, am venit să-ți aduc banii, mă, dacă aveți ceva de rezolvat, eu vă las și mă întorc mai încolo. Deși fix despre asta vorbeam ieri, mă, cum și cum dracu se face că voi tot timpul vă strângeți fără mine. Și eu când vă întreb de ce n-ați dat niciun semn, voi cârcă, mărcă, n-avem semnal că mi-a ghițit câinele telefonul. În fine, în fine. Ia banii, Pandele. Mersi foarte mult, dar să știi că data viitoare, dacă mai rămâi pe din afară, noi nu mai avem ce să vorbim. La revedere. Ce e acolo la încheietură care strălucește și n-ar trebui să fie acolo?
Cine mă, ceasul? A? Cum adică n-are ce căuta? Păi e turnat, e fix mărimea mea. Ai, mă, serios? Da, mai încoasă, bă, și mai atent. Bă, dar voi sunteți nesimțiți, mă, v-ați adunat din nou să beți fără mine, hai, iar... Tiloana, ei termină cu voicărelile astea de fată mare și fii atent, răspunde simplu la întrebarea asta, da? Dar fii atent că ești sub cerul liber, da? Și ai canal direct cu Doamne, Doamne, și dacă mă minți, te trăznește, dar nu te vezi, te iau simplu ca la spovedanie. De unde e ceasul? De la tine, mă, de bunure, ce ai? Păi, Marica mea, întreba că nu vrea să recunoască, mă! Trai jos, că te joacă în picioare ca la nuntă. Ce e, mă, ăsta, mă, că-i dus cu pucușor. Băi, vere, tu ești bine la cap, mă? Ăsta e ceasul tău, care acum e al meu. Am venit să-i adun lui Pandele banii pe el, că mi-a dat împrumut un milion. Băi, nu mai înțeleg nimic. Și eu că nu mai înțeleg nimic, mi se pune perdeaua aia roșie în fața ochilor și vă bat pe toți cu lanțul. Bă, da, potolește-te cu amenințările fizice, mă, că-ți dau două bucă, zici că te-a pupat marfarul, gazan. Bă, tu ai văzut nemuritorul? Da, bă, dar nu l-am văzut împreună. Așa, așa e și aici, bă, teren neutru. În curtea și casa omului n-ai voie cu amenințări fizice. Bă, înțelege, dracu, cuvintele care se zice în fața ta. Ceasul lui pilon. Eu am înțeles tot, adică ceasul tău acum e la pilon, da? Tu îi l-ai vândut. Acum eu mă retrag, pentru că eu n-am ce să mai caut aici. Deci aș merita și eu despăgubire o bere două, că nici timpul meu nu e gratis. Ah, mă, Ardiles, mă, gata, mă, Valea, mă, ce-ai, mă, nu-ți place să stai întreg? Hai, fugi! Bine, Pandele. Gata, mă, na, s-a lămurit tot acum, ești mulțumit? Dă-mă să văd și eu luminițele alea, că m-ai făcut curios. Nu se vede decât noaptea, Pandele, că nu e girofar de pompier, e super discrete. Hai, Piloane, dă-și mie ceasul, am urât și eu acasă, că nu mai pot. Ați făcut urs aici, ați urlat, dar acum nu mai mi-a luat toată energia de ceasul. Ce-a făcut, mă? Cum să-ți dau, mă, ceasul? E ceasul meu acum, ești prost? Tu mi l-ai vândut, ai uitat? Și tu uiți, mă, așa la mine, de parcă n-ai mai văzut oameni de aproape. Băi, Piloane, bă, nu-ți bate joc de sufletelul meu, mă, că e fragil. Bă, am stat două zile în spital cu toxinfecție alimentară de la Sarmaia lui Pandele și mi-a furat cineva ceasul. Nu mai supor, mă, să mă lezi bașii tu joc pe mine. Știi, și poate și eu bani bunilor, voi chiar nu mai țineți minte nimic? Pandele, tu știi măcar de ce ai să-ți aduc bani? Nu, dar nu mă interesează, că nu-s prost să întreb. Mi-ai adus niște bani, mă interesează de unde e, ce-i cu ei. Cum adică, mă, nu vrei să știi? Nu, mă, nu mă interesează, n-auzi. Bă, tâmpiților, acum două zile am trecut pe aici și voi erați deja împușcați în cap. Nu se mai înțelegeau cu persoană. Posibil, dar nu mi-aduc aminte. Bă, și la mine e ceasă rău. Păi aprind eu farurile, mă, fiți atenți. Ci că ați băut la oaie până când n-am mai avut vânzătoarea să vă dea de băut. Căci că-i cereați numai în italiană. Du-te, mă, că eu nu știu boabă de italiană. Nici o rabar n-am. Păi ce-i problema, mă? Că voi credeați că vorbiți în italiană, dar lătrați la ea ca doi proști. După care v-ați întors aici ca să beți. Și ne-am întâlnit în fața porții, nas în nas. Eu m-am ofticat, n-am zis nimic, că n-ați dat niciun semn. Da, mă, am înțeles dimineața, când mă trezesc de acum, pun mâna pe telefon și dau raportul complet. Ce fac, unde mă duc, hai zin! Așa, și ne-am pus toți pe băut. Vezi că pe asta cu telefonul o ții minte, ai zis? Aoleu, ai zis? Mă, mica mea! Bun, și mie mi-a plăcut foarte mult ceasul lui Gazon, care luminițe și vezi noaptea cât e ceasul. E cel mai jvechel. Așa, și mie mi-a plăcut foarte mult, tu ai văzut, l-ai scos de la mână și mi-ai dat mie. Eu am vrut să-ți dau bani pe el, dar n-aveam bani la mine și n-ai vrut să mi-l dai nici moca. Așa că Pandele s-a oferit să-mi împrumute 1 milion de lei. Ce dracu, mă, voi nu mai țineți minte nimic din seara sau cum? Nimic, măi, daună tot ai patinoar la mine creier, mă. Bă, stăm așa. Eu mi-am dat ceasul jos de la mână, ți l-am vândut ție pe 1 milion și după aia am dat vina pe fratele meu, pe Pandele. Ce vrei, mă, să mai întâmplă? N-are cum să rămân așa. Pandele, că iartă-mă. Bate-mă, scuipă-mă, înjură-mă de mama. Bă, dar iartă-mă. Eu te-am iertat de mult, Gazon. Nu, eu mă fac să plâng. Un singur lucru vreau să te rog, mă. Orice pentru tine. Mergi cu mine să-l nenorocim pe Ardiles? Hai, mă, să-l jucăm o picioare ca la nuntă. Dar poți să-mi zici de ce? Mi-a furat cizmele de cauciuc, mă. Faceți mișto de mine, mă? Stați-mă așa, că vin și eu! Băi!